Icoana Sfintei Matrona de la Moscova și o parte din moaștele ei se vor afla la Chișinău încă o lună. Asta deși inițial s-a anunțat că enoriașii se vor putea închina la rămășițele sfinte doar până la 31 octombrie. Decizia a fost revăzută la cererea credincioșilor. Astfel, icoana și moaștele se vor afla până la sfârșitul lunii noiembrie la Biserica Acoperământul Maicii Domnului de pe strada Cornului, sectorul Buiucani. Enoriașii cred în puterea Sfintei Matrona, iar unii chiar au povestit despre miracolele care li s-au întâmplat după ce s-au rugat cu Evlavie. Sfânta Matrona de la Moscova, născută la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost oarbă, dar a avut un dar de viziune spirituală. Încă de mică putea prezice viitorul și vindeca oamenii. Până în prezent, mii de enoriași merg să se roage la această sfântă pentru a fi vindecați de boli și pentru a li se soluționa probleme cotidiene. Natalia Bădician spune că rugăciunea ei mereu i-a fost auzită și chiar a ajutat-o în momentele dificile din viața ei. Cred foarte mult că mai fost, când a venit recent acum în tot nu de mult și adică chiar s-a împlinit, chiar ce ne-am pus în plan, am fost tot sănătos și totul a fost bine. Fericita Matrona a Moscovei a fost una dintre cele mai venerate sfinte. Aceasta a fost adusă la Chișinău pentru a patra oară. Parohul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului, Victor Luchin, își amintește că în 2019 o asistentă medicală din raionul Nisporeni, care de 9 ani nu putea avea copii, a rămas însărcinată după ce s-a rugat sfintei. Analizele medicale care le făcea la colegii ei medici spuneau despre un lucru că nu se poate să mai nască. Dar domnii ei, auzind că această icoană cu moaștele Sfintei Fericite Matrone este adusă la Catedrala Metropolitană aproximativ în luna mai, sfârșitul lunii mai, atunci ea a hotărât să meargă să se roage. Și a mers, s-a rugat, apoi când a venit la noi în luna noiembrie, peste jumătate de an, a venit să mulțumească și ne-a povestit acest caz că a rămas însărcinată. În contextul pandemiei, preoții recomandă oamenilor să se abțină de la obiceiul sărutatului icoanei. Pentru a fi auziți, este suficient ca rugăciunea să vină din suflet. Ținând cont de fapt că este o situație excepțională declarată nu numai la noi în țară, dar în toată lumea, însuși Patriarhia, însuși Metropolia și însuși în întregime Biserica anunță enoriașii că să-și facă rugăciunea preventivă, adică de la o distanță oarecare și când se apropie de Sfintele Moaște, de icoană, să se închine numai cu inima credinței față de sfințenia care este adusă. Sfânta Matrona a murit în 1952 și a fost canonizată de Biserica Ortodoxă Rusă în 1999.